Nativii săgetători. Jupiter, guvernatorul lor în casa a șaptea, îi face deschiși spre, pe de o parte, spre competiție, concurență, în sensul că vor să știe ce fac cu cei noutăți, vin ceilalți, evident, să ia și ei măsuri în consecință. Pe de altă parte, îi face deschiși spre colaborări, spre asocieri. Ei sunt căutați, dacă își anunță, își dorința, disponibilitatea, foarte bine apar solicitări pentru ei. Luni, marți, din acest punct de vedere, da, zile pline, am putea spune. Este bine de observat fiecare dintre noi. Când luna trece prin semnul nostru, exact atunci suntem cumva căutați, asaltați de mesaje. Și dacă sunt doar salutări, și dacă sunt complimente, întrebări, ce faci, cum mă duci, tot este bine. Este foarte important că se gândesc la noi și la momentul respectiv, dacă apare ocazia, dacă este nevoie, bineînțeles că suntem căutați. Ei, asta li se întâmplă săgetătorilor la începutul săptămânii. Ai produsul respectiv, poți să vii, ai programul deja făcut, poți să-mi dai o mână de ajutor. Cum spuneam, evident depinde de domeniul de activitate. Un plus în continuare pentru ei, pentru nativii săgetători, în această săptămână, prezența lui Soarelui, a lui Mercur în casa 11-a, chiar și cei care, eu știu eu, lucrează la, hai să spunem, poate nu la stat, dar totuși într-o activitate în care salariul sau pachetul salarial este legat destul de strâns de rezultatele lor, de vânzări, de încasări, da, bune șanse de câștiguri suplimentare în această perioadă. Cei care activează pe cont propriu, bineînțeles, pot întâlni clienți mai importanți, apar contracte mai serioase, surse, oricum, suplimentare de venit. Rămâne problematică în continuare prezența lui Marte în semnul Racului. Sunt din urmă niște bani pe care trebuie să-i dea, poate că acum li se solicită și un împrumut, stau ei pe gânduri, dar nu o să stea foarte mult, parcă sunt destul de dispuși să scoată niște bani din buzunar, mai ales în zilele de marți, miercuri, joi. Evident, poate fi, se pot gândi să facă cumva, dacă așa este situația, să poată să facă o compensație, vor vedea ce măsură, da, se ține cont, evident, de o colaborare, de o relație anterioară.